Al doilea interviu al serii, doamnelor și domnilor, cu domnul Adrian Maghinici. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat dialogul din această seară. Bună seara, domnul Zmeureanu, eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara, telespectatorul dumneavoastră și de Și m-am gândit cu ce să începem, ce întrebare să vă pun, să înțeleg și eu, să aflu și eu ceva. Am înțeles că s-ar putea Putin, domnul Maghinici, mă întreb ce scrie presa din Franța, că s-ar putea Putin să nu mai trăiască sau ceva de genul, a zis domnul Zelenski la Davos. Și am intrat pe, că eu intru totuși pe niște site-uri rusești, dau click, le traduc cu Google, dau click așa, dreapta le traduc, citesc, n-am văzut știrea că nici că trăiește, nici că a murit. Adică e în coadă de pește, ce părere aveți? Mai trăiește că... Dacă a întrebat domnul Zelenski, semnă că e o problemă. După domnul Zelenski, trebuia să moară cam de mult. Era bolnav de foarte mult timp, avea cancer, Parkinson, nu. Pur și simplu, cred că s-a ajuns la fundul sacului toate scenariile scrise pentru domnul Zelenski de către prietenii americani. Chiar am citit astăzi că purtătorul de cuvânt a atacat acest subiect și Putin este bine, este purtătorul de cuvânt al președinției ruse și este Peskov, bine... domnul Peskov îl cheamă, Peskov. Bine, mersi. Să nu uităm totuși că niciuna din marile agenții de presă serioase sau purtători de cuvânt de la guverne și președinții, inclusiv NATO, nu au pus această veste în circulație și nu a fost nici pe pruntere și nici în studiouri. Cred totuși că domnul Zelenski trebuia să vină în afară de frumoasa doamnă Zelenski, care era la Davos, trebuia să dea un anunț plin de emfază și dramatic, cum ne-a obișnuit. Cred că dacă ne uităm la tot ce s-a întâmplat în ultimii, să spunem, 80 de ani, chiar mai mult decât avem înregistrări încă din 1910 de discursuri de președinți, de prim-ministri din primul război, din al doilea război mondial, niciodată nu am avut un asemenea președinte cu o față total disgrațioasă și plină de ură. Deci, așa vi se pare dumneavoastră. Dar chestiunea asta, spuneți-mi, că văd că e la modă, vorbeam mai devreme, am făcut un excelent interviu cu domnul deputat Nicolae Georgescu și i-am zis așa, domne, ce ar fi fost dacă nu făceam eu interviul ăsta, o puneam pe nevastă mea, că acum e moda să acționez prin neveste. Eu nu știu, doamna soția, adică a eroului nostru, cu ce s-a ocupat înainte? Știți cumva, s-a ocupat cu ce? Nu știu și să fiu sincer, nici nu m-a interesat, dar de fapt vedem că este la modă și mai ales această denumire plină de emfază care se cheamă prima doamnă și ne vine de la stăpânii noștri de peste mări și oceane, de la Washington. Aceste femei sunt omniprezente. Dacă înainte o soție de președinte ocupa de o fundație de lucruri caritabile, găseam normal. Dar aș vrea și eu să întreb cu ce drepturi se exprimă. Sunt alese odată la pachet și soțiile și copiile președinților în general? De altfel aveam o discuție cu cineva care este din breaza dumneavoastră a jurnaliștilor. Eu încă o dată nu sunt jurnalist. Și vorbeam de răul și continui și afirm al alegerii
în Uniunea Europeană, cât și la nivel mondial, un post de președinte a foarte multor femei, ne referim inclusiv și la președinta de la Uniunea Europeană, de femei prim-ministru, de femei ministru la apărare, și constat cu tristețe, încă o dată, eu sunt un iubitor al sexului frumos, să nu spun slab, al femeii în general, sunt un estet, dar cred totuși că dacă facem o analiză profundă a ultimilor 30 de ani, pe unde au trecut aceste doamne, în afară de doamna Merkel și de doamna, de femeia de fieră a Angliei, am avut numai lucruri rele. Observ răutatea în discursuri. Nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit celor pe care le-am citat, a primilor ministri, mai ales țările Letonia, Estonia. Finlanda, doamna Marin de la Finlanda. Contrar la aceasta, ne așteptam la o dorință de pace, de relații, avem o răutate pe care, nu știu, o găsesc poate în filmele de proastă calitate hollywoodiene și în serialele care le vedem cu femeile războinice. Nu, doamna nu are ce să caute, nici la Davos nu are ce să caute nicăieri. Încă o dată, este valabil și pentru președinții noștri, pentru prim-ministrii noștri sau cei care își duc femeile la tot felul de reuniuni internaționale. Da, am aflat, deci doamna, să știți că a absolvit o facultate o universitatea tehnică de la ei de acolo, de la Kiev, specializarea în managementul urban și al construcțiilor. Deci o să se poată implica în reconstruirea. Vorbim de doamne, să nu uităm trecerea doamnei Timoșenko, care a fost prim-ministru, care din prim-ministru s-a dus puțin prin închisorile de la Kiev. Da. Concret, nu aruncăm cu cuvinte în aer. Nu știu, da, să știți că au și un lucru care, uite, mi-i face pe amândoi extrem de simpatici, și anume că au doi câini, o pisică, un papagal și un cobai, să știți. Faptul că le plac animalele mi se pare foarte frumos. Da, faptul că dumneavoastră aveți câini, eu am avut câini, dar acum nu mai am permis să mai țin, pentru că nu vreau să-i chinui într-un apartament. Cobaie, papagal și asta nu mi-i face deloc simpatic. Câinii, pisici sunt de acord. Bun, da. Că nu știu că și președinții la Casa Albă apar întotdeauna foarte frumos cu câinii în Casa Albă. Să nu uităm că și domnul și doamna Macron au luat un câine. E de altfel un obicei la președinții francezi de dreapta să se ducă la SPA și să ia și să salveze un câine care formă locuiește la Elize. Deci eu personal sunt sătul de atâta punere în scenă a evenimentelor și a scăunărilor în ghilimele a președinților în ultimii 30 de ani. Pentru că trebuie să recunoaștem căderea zidului de la Berlin și căderea sistemului comunist a avut lucruri bune, dar numai un 25%, în 75% s-a rupt echilibru între Est și Vest, și de aia ne aflăm astăzi în prag de sărăcie și de crize economice, financiare și mai ales de epidemie, atât în ceea ce ne privește pe noi umanii, cât și pe animalele de lângă noi. Luăm vaca nebună, luăm gripa aviară, luăm pesta porcină și vedem de ce ele au fost făcute în laborator, pentru că în curând va trebui să mâncăm vien, gândaci și alte viețuitoare. Înțeleg că s-a aprobat de la Bruxelles. Asta e situația, ce să faci. Bucătăria chineză există deja, există de mii de ani, ceva de genul.
Sunt unul care am cunoscut China în anii 70 de mai multe ori. Există, dar să nu uităm că au rămas și câinile, au rămas și câinii, au rămas și porci, a rămas și vaca. Deci există un mix de alimentație. Dar încă ceva este un lucru pe care nu îl înțeleg pe care ne conduc de la Bruxelles sau știu foarte bine și vor eventual, sincer, nu sunt cuvinte mari să extermine o parte din populație, este faptul că mâncarea pe care o ai, ea depinde foarte mult de un spațiu geografic de bine delimitat și de o foarte bună absorbire a acestor gângănii sau, dacă vrem, și plante. Un chinez are o altă constituție și digeră altfel ceea ce mănâncă, un european alta, un african alta. Da, de ce ați zis asta cu exterminarea? Că n-aveți argumente. Adică asta e o părere a dumneavoastră doar. Păi nu este o părere a mea, este o părere a foarte multor economiști, analiști și filozofi. Este faptul că, din punct de vedere tehnologic, am atins un vârf din faptul că cei 1% din bogații care dețin peste 80% din potențialul economic și financiar al lumii pot foarte bine să nu mai aibă nevoie de slugi, de oameni care să muncească pentru ei. Avem robotica, avem partea de IT, deci se dorește într-adevăr această exterminare, pentru că este vorba clar de o exterminare. Deci, e o părere, că nu avem de unde să știm. Deocamdată se adeveresc. Haideți să luăm campaniile pentru COVID, care vedem într-adevăr că astăzi se pun în ce mai multe, mai multe întrebări despre acest, în ghilimele, vaccin. Eu am spus întotdeauna că nu e un vaccin, astăzi ajungem la această concluzie, să luăm inclusiv această pregătire de alimentație, tipurile vegan, așa, de faptul că sunt foarte mulți oameni care sunt fac alergii la această nouă bucătărie care ni se propune. Eu v-am spus, am mers din păcate destul de des cu KLM-ul în ultimii 2 ani și ceea ce ți se servește în avion este de nemâncat. Această... Am început cu gândacii și cu lăcustele, nu? Vegan, da, bineînțeles, cu brânza sintetică. Deci nu putem să dăm produse sintetice. Uitați, bănuiesc că pot să spun, luați ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat și în România cu faimoasa siglă cu americană și mâncare la pachet. Pot să spun McDonald's, pentru că toată lumea vorbește de plasticul din produsele, tipurile care ar trebui să fie de pui și nu sunt cu plastic. Să nu uităm, este foarte ciudat că în România nu a apărut, pe când presa din Franța, din Spania a scris despre ceea ce s-a găsit ca virgulă carne în produsele de la McDonald's. Uh-huh. Carne de cal. Deci intrați și veți găsi. Este o mare scandal în statul Oklahoma. Se fac și s-au închis, dar pe foarte multe asemenea locuri unde unii își duc copiii cu o deosebită plăcere, tocmai că vine, că venea din Statele Unite acest drăguț clown. Deci când vorbesc de exterminare, nu sunt singurul. Da, sigur, că... există un curent de opinie în sensul ăsta, dar nu Este un curent de opinie pe care mulți n-au vrut să-l creadă în al doilea război, cu exterminarea evreilor, exterminarea țiganilor, exterminarea opozanților la politicile celui de-al treilea Reich. Da. Voiam să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră, făcând naveta între Pitești și Bordeaux, nu s-a gândit nimeni că, domne, ce face omul ăsta? De ce merge el când în Franța, când în România, când în România, când în Franța? O fi vreun spion așa, va avea vreo misiune, va avea
Să-i punem niște, hai să-i ascultăm telefonul, să-i punem niște microfoane, să-i punem o coadă să vedem pe unde umblă, ce vrea. Domnul Smeureanu, eu am coadă din anii 65 și din cauza a funcției tatălui meu, apoi am avut-o eu. Eu personal am avut telefoane ascultate încă de pe vremea vechiului regim. Nu fac altceva decât să-mi exercit dreptul de liberă circulație ca cetățean al Uniunii Europene. Îmi permit să fiu mai mult decât liber, dar decent în exprimări și în postările mele. Eu fiind agresat vizual și scris în fiecare zi de către cei care nu iubesc dreptul la liberă opinie. Deci nimeni nu are de ce să mă ia. Dați-mi un exemplu, că m-ați îngrijorat. Cum adică? Cine vă agresează? Am mai văzut niște nesimțiți care scriu despre dumneavoastră Da. într-un mod inacceptabil. Am vrut să... Pe unul chiar am vrut un gunoi, că acum gunoi de presă. Știți că regele Charles Da. ne mărturisește prințul Harry în cartea lui Rezerva că regele Charles, când nu era, când era prinț, a zis că ziariștii sunt gunoiul omenirii. Mă rog, se referea la ăia din Anglia, tabloidele. Dar mai sunt gunoaie din astea și peste tot în lume. Da? Și sunt și la Pitești și am văzut că unul vă jignea. Pur și simplu vă insulta cumplit pe Facebook. Credeți că e din cauza faptului că vă exprimați liber sau de ce? Nu, este din cauza faptului că mă exprim liber și dumneavoastră avem aproape aceeași vârstă. Am trăit și sub vechiul regim în care presa era dictată și condusă și știm foarte bine ce apărea. Dar măcar nu exista acest limbaj grobian care e folosit în general în România. Pentru că am să vă spun ceva, dacă ceea ce pățesc eu, cât și mama fiicei mele în materie de presă în județul Argeș ar apărea în Franța, acești jurnaliști și chiar liberi gânditori și scriitori de Facebook s-ar afla în închisoare. În Franța nu există. Orice jignire adusă pe rețele de socializare duce la un proces rapid, la amenzi și chiar la închisoare. Înțelegi? Pe cum îl depistează? Că am mai discutat chestiunea asta Cum îl depistează? chiar aseară, iertați-mă să vă spun, aseară în emisiunea doamnei Marilena Barață, am fost și eu invitat și am discutat chestiunea asta și se punea problema că sunt greu de depistat, pentru că pot fi conturi false, în Nu este sfârșit. adevărat. Nu este adevărat. Explicați un pic. Există softuri care au date concrete, cuvinte concrete, fraze, tip, care în momentul în care ai postat ceva și nu corespunde politicii, sincer acum, indiferent că și aici putem să vorbim despre o cenzură, în momentul în care scrii un articol civilizat, dar care nu convine noii ordini mondiale, acest soft se scoate imediat pot fi găsit. Nu există. Poți să faci trei conturi sau patru conturi, să utilizezi un telefon, un ordinator. Și toate acestea au o memorie, au un număr și totul se poate foarte repede găsi și afla cine este la capul firului, ca să mă exprim mai plastic. Deci, vedeți, sunt insultat, eu sunt cineva care mi-am plătit impozitele atât în România cât și în Franța, nu am probleme, nu am împrumuturi, nu sunt, n-am fost niciodată un angajat sau un spion, chiar dacă în anii comunismului s-a încercat racolarea mea. Deci, vedeți, mă bucur că ați văzut și dumneavoastră acea postare
de ieri. Deci nu ai dreptul să ai o altă opinie decât... N-am văzut-o ieri, am văzut acum, nu știu, cred că e o lună. A mai fost și ieri. Da, niște nenorociți. Deci, da, spuneți-mi, în Franța, pe Facebook, oamenii vorbesc civilizat? Care e? Toată lumea vorbește civilizat. Tocmai asta vă spuneam. Eu în Franța n-am avut niciodată așa ceva. Și culmea este că în România, pe niște postări civilizate, dar care nu corespund încă o dată softului și gândirii unor, îi numesc acum între ghilimele prieteni, mai ești și raportat și te găsești o lună, două săptămâni sau trei săptămâni interzis, deci cenzurat, ceea ce nu este normal. Dumneavoastră, de pildă, pentru ce v-au blocat? Că așa se zice. De exemplu, blocat pentru o poză cu copii la școala, haide să spunem, clasa 6-a, 7-a, în anii 60, în care copiii arătau frumos, aveau cravate și spuneam cât de civilizați și educați erau copiii. Eu pot să vă arăt lista mea de suspendări și pentru ce am fost suspendată. Sau mai bine zis, cenzurată. Este vorba de o cenzură. Adică v-au blocat pe o perioadă, nu știu, o săptămână, o lună, pentru poza asta? Pentru poza am fost blocat o lună. Da. Rețeaua nu dă explicații. Rețeaua, dar nu corespunde politicii noastre. Da, interesant. Bun. Spuneți-mi că dumneavoastră citiți curent presa franțuzească. Care mai este opinia? Ce mai zice presa? Ce mai zice opinia publică din Franța cu privire la războiul din Ucraina? Opinia este împărțită. Nu știu, poate dacă vreți odată într-una din emisiunile dumneavoastră să invitați și francezi care au și activitate politică și socială și la nivel de ONG-uri să vedeți, puteți să o faci. Eu i-aș invita, dar e greu cu traducerea în direct, știți. Ce spune? Oamenii nu numai că sunt împărțiți. La ora actuală, peste 70% din oameni sunt împotriva continuării războiului și a susținerii fără logică a domnului Zelenski. Este foarte trist. Uitați-vă la ce s-a întâmplat ieri. Presa română ne vorbește de 1 milion de manifestați. Nu, au fost 2 milioane. 1 milion e ceea ce ne dă poliția și jandarmeria. Au fost 2 milioane de oameni care au ieșit în stradă nu numai pentru schimbarea vârstei de pensionare la 64 de ani, au ieșit pentru scumpirea energiei, a facturilor de până la 4-5 ori. Oamenii sunt nemulțumiți și de această impunere a noii nutriții, ca să o numim așa. Francezii știți foarte bine, le place vinul roșu, brânza lor, le place carnea de vită în sânge, au foie gras, deci ca și italienii și spaniolii nu vor să renunțe. Nu-i vorba numai de Franța. Avem numai țările nordice care sunt hotărâte să bulverseze la nivel de ecologie până și nutriția noastră. Vedeți noastră, ieri, de exemplu, a avut loc acea grevă în toată Franța. Domnul Macron a avut curajul să stea. Domnia sa a fost plecat în Spania. Dar pe 31 ianuarie va fi din nou o grevă la care cei din sindicate spun că va depăși 2-3 milioane de oameni în stradă. Și știți bine, când francezii ies în stradă, nu ne jucăm. Da. Spuneți-mi așa pe degete, în fond, care e ierarhia cerințelor pe care le au acești manifestanți? Ce vor ei întâi, pe locul 2, pe locul 3? Deci pe locul 1 să nu se ajungă la 64 de ani la pensionare, pentru că de aici a plecat acest dosar pe care
domnul Macron încearcă să-l facă, a încercat să-l facă și în primul mandat și vrea să-l facă și acum, reducerea facturilor la... Acum stați un pic, acum care e vârsta de pensionare în față? 62. 62? Da. A, păi e extraordinar dacă e 62. Și vor să urce la 64? Da, da. Vrea Macron să urce la 64? Da, da. Va reuși? Ce părere aveți? Nu, 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 nu va reuși. Mai ales nu va reuși pentru că vine și în contextul în care, vă spun, au crescut facturile îngrozitor, în care lumea vede că de la ora actuală petrolul și gazul rusesc era de 6 ori mai ieftin decât cel care vine acum din Statele Unite și care vine e gaz de șist. Nimeni nu vrea să ne spună cât de poluat este gazul de șist la extracție, cât de mult în apa freatică, în zona din care se scoate gazul de șist, este otrăvită cu cianuri. Deci oamenii știu foarte clar partea cealaltă a treia, oamenii nu vor să schimbe obiceiurile nutriționale. Păi bun, da, stați un pic, explicați-mi. Deocamdată, slavă Domnului, se găsesc în Franța toate cele 140 de feluri sau câte ori fi de brânză. Da, poți să-ți cumperi de la market ce vii vrei. Se găsesc, domnul Smeureanu, dar tendința este de pe o zi pe alta de înlocuire și de foarte interesante. Începem cu cantități mici, 5% făină de greiere, labă de furnică sau și introducerea lor în făină. Asta cred că e o glumă cu labă de furnică, nu cred că există. Bineînțeles că acum pot să vă spun, în anii 70, chiar îmi plăceau furnicile mari roșii, care erau acide și pe care le mâncam în America la vremea respectivă. Dar era ca un fel de glumă și de încercare de adaptare la ceea ce mâncau indigenii. Dar încă o dată, vedeți dumneavoastră, oamenii nu numai în Franța vor acest lucru, îl vor și în Italia, îl vor și în Spania. Și la noi, tot vorbim de când am avut această minunată lovitură de stat, de pesta porcină, de, v-am spus, vaca nebună. Toate aceste boli produse în laboratoarele de biologie militară. Deci totul nu vine de o zi pe alta. Și știți la fel de bine, chiar mai bine decât mine, pentru că continuați să faceți și studii asupra comportamentului și nutrițional și emoțional al omului. Și nu putem, noi nu suntem chinezi, noi nu trăim în Australia, nu putem să mâncăm același lucru. Suntem condiționați de o cultură gastronomică legată de o cultură religioasă, care nu e aceeași ca a chinezilor sau americanilor, unde sunt, încă o dată, nu vreau să insul pe nimeni, dar unde sunt niște mixuri de populații care au ieșuat în spațiul european și au fost obligate să emigreze în Australia sau în Statele Unite. Bun, deci pe locul întâi vârsta de pensionare și înțeleg foarte bine, deci este extrem. Eu nu știam că în Franța și femeile și bărbații la 62 de ani... Femei la 60, bărbați la 62. Extraordinar, da. Extraordinar. Probabil că poporul se va opune serios și nu va reuși. Pe locul doi, facturile. Dar fac... Ce spuneți? Mare grevă generală. Uh-huh. Pe locul doi, facturile. Dar au crescut chiar așa de, cum ziceți dumneavoastră, de 4-5 ori? Că în România n-au crescut atât de tare. Au crescut în România tare, dar în România erau mai mari în România decât în Franța sau în Germania. Dacă vă luați, vă uitați prețurile la gaz și la electricitate, veți vedea că facturile erau mult mai mici. Dar cred că am și arătat acum vreo 2-3 ani la doamna Barasă facturi din Franța.
Erau de 3-4 ori mai mici decât ale noastre. Da. Și acum s-au mărit de câte ori spuneți. Posibil. Și pe locul 3, asta cu mâncarea. Asta cu mâncarea... Obiceiuri. Cel puțin în România nu pare o... Deci nu îi preocupă pe românii. Ne ducem la market, luăm, tăiem porcul, în sfârșit. Cât mai putem să... Că dacă vă uitați... O gospodărie individuală nu mai ai voie să ai mai multe. Pe mi se pare că nu greșesc doi porți și nu mai ai... Cinci porți? Cinci, dar problema e că trebuie să-ți pui uniforma când te duci la ei, să te descalți, să... Deci vedeți că... Nu, încă o dată, nu sunt conspiraționist, nu sunt... agent KGB-ist, fără jene pot să spun, bănuiesc ca și dumneavoastră, îmi place cultura, îmi place literatura rusă, muzica, baletul rus, corurile rusești, dar de aici până să fiu un susținător al lui Putin, nu, sunt un susținător a celor care apără creștinismul și ortodoxismul. Am înțeles. Da, sigur, însă acum, dacă nu sunteți cu Zelenski, sunteți putinist, știți? Adică... Da, da, dar nu am cum să fiu, vedeți, nu am cum să fiu cu nu-i vorba numai de Zelenski, nu am cum să fiu cu Ucraina, pentru că dacă ne ducem, e grea istoria în general, dacă ne ducem în literatura română la Sadoveanu și citim... ororile făcute de ucrainieni când veneau și călcau Moldova, chiar de lituanieni, nu am mai fi atât de pro-Ucraina, pentru că citeam pe rețele de socializare, oamenii cer liderilor noștri politici, acestui guvern de coaliție, să se ocupe totuși înainte de români și apoi de ucrainieni, pentru că, vedeți, dumneavoastră, faptul că drepturile minorităților naționale în Ucraina, români, polonezi, unguri, nu sunt deloc respectate, nu au școli în limba lor, mai nou de vreo 2 ani, 3, inclusiv preoții români nu mai pot să-și predice în limba română. Am avut Ziua Culturii, duminică, un Eminescu care s-a născut în această zonă ocupată arbitrar de ruși, acum nu de ruși, de austrieci, acum de către austrieci. Păi nu, acolo a făcut școală, da. Da. Deci, la Cernăuți, îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovina, da. Ce facem? Chiar nu ne uităm la românii? Mie mi-este jenă când mă duc la cumpărături și văd pensionari și încă ceva. Nu sunt, să spunem, niște oameni care n-au avut nimic în viața lor sau n-au fost. Se vede clar, au fost profesori, învățători, ingineri. Îi vezi că cumpără cu nu cu 100 de grame, cu 50 de grame niște salam sau se uită la prețul de o sticlă, la o sticlă de ulei sau la zahăr. Credeți-mă. Da. Inadmisibil. Acum s-a creat în România sau cum să zic, se manifestă un pic de libertate în a-l critica pe Zelenski de când a promulgat legea asta, care spun unii că n-am comparat, dar că e la fel de rea sau mai rea decât legea anterioară cu privire la minorități. Și îmi spuneați înainte să intrăm în direct că v-a plăcut poezia scrisă de Mircea Dinescu. Da, Ucraina ca o boală de origine divină. Îmi dați voie să o citesc, ca să poate telespectatorii nu... Și mai ales și pentru cei care ne urmăresc. Da. Ucraina, ca o boală de origine divină, se întinde peste lume la bursa din New York, piticul de 5 metri și doamna-i balerină, chirilcică Metodiu e putinist și porc. Ascuns sub coaja pâinii, țăranul buchisește,
aceeași rugăciune de 500 de ani, să n-audă vecinii că a vorbit rusește cu cel de sus, că poate lucit cu bolovani. Aș săruta leprosul, dar parcă mi-e frică să nu-i dau COVID-ul pe care îl țin în dinți. Ucraina se va face mai mică și mai mică și actorul fără scenă își va ieși din minți. Adică ce văd eu aici, vreo trei versuri teribile. De treaba asta, vedeți că Dinescu le spune așa la modul poetic. Să n-audă vecinii că a vorbit rusește cu cel de sus, că poate lucit cu bolovani. Deci asta e la modul propriu. Românește. Îmi se scuze că vă întrerup. La fel de bine puteam să punem românești. Da și nu. Da și nu. Că totuși în zona asta a Bucovinei ucrainiene nu s-a întâmplat. S-a întâmplat în Lugansk și Donetsk, unde au fost lupte. S-a intrat cu tancul, s-a tras cu tunul, s-au aruncat cu rachete. Noi, în România, marea majoritate știe foarte, foarte puțin despre ce a fost vorba începând din 2014 în această zonă a Donețului și Luganscului, pentru că am fost ținuți deoparte. Foarte interesant ar fi să ne uităm totuși la ceea ce se întâmplă, pentru că nu putem să desliprim la ora actuală între Serbia și Kosovo, să ne uităm și la poziția unei noi intrate în spațiul Schengen și aderarea la moneda europeană, care nu au deloc o actitudine antirusească fățișe cum o are guvernul de la București și președinția. Să nu uităm că sunt alături de polonezi, noi suntem cei mai vânjoși și doritori de o înfruntare cu Rusia. Pentru că dacă ne uităm la ora actuală, Germania nu vrea să trimită acele tancuri și ceea ce au promis în general și Danemarca și Suedia au promis tancuri și tunuri Cezar, acestea încă sunt în fabricație în Franța și durează vreo 2-3 ani ca ceea ce au promis ei pe hârtie, au spus atâtea tancuri, atâtea tunuri vor veni de la noi, mai durează. Ele încă sunt pe linia de fabricație și ceea ce uită în general nu românul de rând, cei care au semnat niște contracte de livrări de armamente în direct, fără licitație cu Statele Unite ale Americii și care s-au plătit cu banii în avans, nu spun cum, ca și unde dai banii înainte, ca femeia să se dezbrace, acest armament nu va veni decât începând din 25-26, când poate conflictul a avut loc și noi nu avem ce să mai facem cu ele. Același lucru s-a întâmplat și în primul război și în al doilea război mondial, când România a cumpărat armament din Franța, din Germania, nu din Germania, din Franța, Germania, Anglia și Ceoslovacia și nu l-a văzut niciodată. Da, sigur, avioanele cumpărate din Anglia, pe care nu le-a văzut de pildă niciodată, dar a venit un singur exemplar și nici era nu mergea. A face lucrarea la al doilea, da. Mai de avioane, pentru că există un, încă trăiește fiul fostului ambasador al României în 38 la Londra, care a semnat acel contract care era de 200 de milioane de lire. Oare cât fac 200 de milioane de lire din 38 astăzi? Miliarde, vă dați seama. Miliarde multe. Am uitat să vă întreb un lucru, domnul Maghinici. Cum a reacționat manifestațiile de stradă care au avut loc? Cum a reacționat poliția și cum a reacționat președintele Macron? Președintele Macron v-a spus, îmi permit, a fugit în Spania. Deci n-a reacționat sub nicio formă. Astăzi a afirmat
că el, orice s-ar întâmpla, va trece această lege cu pensiile la 64 de ani. Poliția a reacționat ca de obicei dur, dacă țineți minte și țineți, chiar dacă era tânăr frumos și student, când apar PSR, mai țineți minte? E jandarmeria de intervenție. Așa. Deci populația îi numește fasciști. De ce? Pentru metodele cu care atacă și brutalitatea cu care atacă populația. RSSS, deci se auzea și ieri. În... Jandarmii? Da, da. Eu am văzut prin metrou când eram student. Da, și da, vă spun, când atacă jandarmii, populația, manifestanții strigă pe SRSSS, adică SS. Deci, întotdeauna, conflictele au fost sângeroase. Să nu uităm că în perioada vestelor galbene au fost peste 400 de mutilați, ochi, coși, mâini, picioare, deci au fost și morți. Deci acolo e mai dur decât a fost la noi la 10 august. Dar nici la noi au fost niște mici copii, îmi pare bine să spun asta. La da. Noi. Dar noi da. n-au făcut... Da. De mult voiam să vă întreb, domnul Maghinici, comparând presa din Franța și din România, haideți să luăm două trăsături. Unde e presa mai liberă, dacă se poate face vreo, dacă există vreo diferență, și cu privire la calitate. Explicați un pic, faceți un pic comparația asta, că sunteți familiarizat din fericire și cu presa de acolo și cu asta de aici. Chiar dacă presa la nivel mondial în ultimii 30 de ani, plec chiar mai mult acum, sunt 33, plec de la căderea zidului de la Berlin, a devenit mult mai aservită. Noi avem senzația că în România avem o presă liberă. Nu, sunt câțiva jurnaliști și filozofi care au curajul să spună lucrurilor pe nume, dar în materie de presă, de televiziune, în România vedem foarte clar o presă aservită. Este destul de ciudat, pentru că aparent televiziunea, nu știu dacă pot să citez canalele de televiziune care parcă se luptă cu guvernul și cu președinția, dar de fapt au o oră, două afectate acestei lupte împotriva corupției, sărăciei și guvernului, dar restul 22 de ore sunt în slujba guvernului și la fel de bine plătite cum au fost în momentul pandemiei COVID. Sunt să știe foarte clar că au fost alocate 54 de milioane de euro pentru îndoctrinare populației și încercarea de a-i convinge să se vaccineze. Oricum nu s-au dus decât 40 și ceva la sută, ceea ce e destul de puțin în urma eforturilor făcute la nivel de presă, indoctrinare. Deci, și în Franța e mai liberă? Cum vi se pare? În Franța este mai liberă și ceea ce o să pară foarte ciudat, știți că francezii au și o presă catolică. Da. Și o presă regalistă. Apropierea presei catolice și regaliste de realitățile dure de viață a populației astăzi. Deci, spița nobiliară și regalitatea atât în Franța cât și în Italia și Spania sunt de partea populației, nu de partea guvernului. Dar cititorul francez e mai cultivat, nu, decât cititorul român? Adică citește editorial, citește analiză? Cititorul citește, face analiză. Dacă mergeți în metro, o să vedeți o parte, sunt noua generație, e cu telefonul, dar și pe telefon poți să citești presă, și alta
altă parte este cu presa scrisă în mână. Deci și eu și sunt convins că și dumneavoastră simțiți nevoia să aveți hârtia în mână. Nu, eu nu, la cărți, la ziare nu. Eu nu mai citesc ziare pe hârtie de cel puțin un deceniu. Nu simt chestia asta. Mie îmi place la ziare să citesc ziarele sportive de sport, să le citesc. Să le citesc pe hârtie. Nu, eu nici revista noastră când o tipărim, eu nu mă uit după ce e tipărită, nu prea mă uit. Mă uit pe copertă, nu știu. Știți de ce? Ca să nu mă doară că nu mai avem presă pe hârtie. Și atunci am trecut totalmente în online. Sigur, când ieșeam pe stradă și unul din doi piteșteni avea curierul zilei în mână, mă simțeam foarte bine. Dar astea sunt vremuri apuse, nu se vor mai întoarce niciodată. Dar, în schimb, nu pot citi, dacă nu pot citi presă pe hârtie, nu pot citi cărți pe calculator. Nici eu. N-am încercat de câteodată, dar nu pot. Și mai este, vedeți noastră, mai este încă ceva în presa din România, atât cea scrisă cât și online, este faptul că atacăm așa zis și ziariștii, țin foarte bine minte un articol care Căstăl a scris acum vreo 10 zile despre ziariștii fără studii din România. Atacăm femeile, indiferent de trecutul lor, mai mult sau mai puțin glorios, faptul că au niște posturi de răspundere, sunt parlamentari sau miniștri. Avem ceva să le spunem care nu ne convine sau încercăm să ne punem o piatră la temelia unei românii care se zgudie, cred că ar trebui să o facem civilizat, nu grobian, cum spuneam chiar la început. Deci așa ceva nu există în presa din Franța. Au plătit ziariști care au încercat la începutul primului mandat a domnului Macron să o atace pe doamna Macron, au plătit sume imense în procese. Dar da, asta este un lucru bun și ar trebui asanată presa de așa ceva și rețelele sociale, cum spuneți. La un proiect de lege tocmai ca să se epureze, da, cuvântul este corect, să nu mai aibă lumea dreptul să te insulte. Spune, nu-mi place domnul Zmeureanu că nu știu cum, dar haideți să o facem civilizat, fără să insultăm. Și ceea ce mă doare pe mine în momentul în care atacăm femeile este faptul că uităm că sunt tovarășe noastre de viață și mama copiilor și uităm că la ora actuală copilul are acces la presă foarte simplu, luând un telefon și intrând pe rețele și vede ceea ce se spune despre mamă și mama lui și există acest bullying din școală pentru că părinții vorbesc acasă cu copiii, păi mama colegei tale e nu știu cum, tata. Vedeți dumneavoastră prea multă libertate strictă pentru că eu de fapt nu cred că e o libertate totală liber gândită. Este făcută pentru trăirea relațiilor interumane. Împărtășim aceeași opinie, domnule Maghinici. Mulțumesc foarte mult pentru... Acum unde sunteți? În România sau în Franța? Sunt încă în România. Sunteți în România. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o seară plăcută. Mulțumesc pentru dialog. Dumneavoastră. La revedere.